Bună și bine ați venit pe acest canal. Eu sunt Adina pentru cei noi. Sper să vă placă conținutul meu și să rămâneți, așa că apăsați butonul din colțișor pentru abonare și clopoțelul de notificare. Ați văzut deja din titlu despre ce este vorba. Este un unboxing Avon. Cutia este desfăcută pentru că am tras cu ochiul și am scos de aici două produse. Sunt produsele senzației ale acestei cutii, cele care au ocazionat această comandă de fapt. Dar nu neapărat, sunt particip într-o campanie de testare a celor de la Bastor în colaborare cu cei de la Avon. Avon a lansat niște produse noi și eu am primit două dintre ele în premieră. Deja le puteți comanda online pe site-ul celor de la Avon. O să vă las în descriere link către site-ul lor, către cele două produse sau puteți comanda orice vă face cu ochiul. Eu am mai ales câteva produse de pe site văd că mi-au pus și catalogele, dar haideți să începem cu produsele vedetă ale acestei comenzi. E vorba de gama Power Stay de la Avon și am primit un ruj și un creion de contouring, eu aici în acest colet, ambele rezistă 16 ore, avem focus, n-avem focus, sau cel puțin așa spun cei de la Avon. O să revin evident, așa cum fac cu toate produsele pe care le testez, cu impresii post-utilizare, pentru că deocamdată am folosit doar rujul. Am folosit foarte puțin și creionul de contouring și ceea ce mi se pare senzațional este că îmi pot contura foarte bine nasul și o să vă arăt imediat și de ce. Avem acest vârf ascuțit. O să las cutia deoparte ca să pot să mă folosesc de ambele mâini. Haideți să-i facem și un mic swatch. Nuanța este un subton închis, rece. Mie îmi plac subtonurile calde, dar ăsta se blendește foarte bine. Vă spuneam că mi-am făcut într-una din diminețile trecute, când am fost plecată, mi-am conturat zona aceasta. Nu știu dacă obișnuiți să faceți asta sau nu, dar pentru a vă pune în evidență nasul și a-l contura, se trage o dungă aici, o dungă aici și pe mijloc punem o dungă mai luminoasă. Treaba asta, din ce am citit pe site, are și ascuțitoare, dar am descoperit-o, aceasta este ascuțitoarea, este inclusă, de fapt, partea aceasta, fundul creionului, reprezintă ascuțitoarea, ceea ce mi se pare foarte tare, având în vedere că poți să ai tot timpul vârful ascuțit. Yay for me! Ah, și mai are ceva aici, habar nu am ce este ăsta, o să mă documentez și revin, dar da, foarte tare, ăsta este doar rezervorul. Îmi pusesem ochelarii să vă citesc ceva, dar cred că v-am zis suficient. 16 Hour Shadow Stick, Avon Power Stay, made in Germany, 1,4 grame este cantitatea și nuanța este stylish brown. Din ce mi-aduc aminte pe site-ul celor de la Avon, mai sunt câteva nuanțe, dar nu o să insist acum, o să vă las totuși link în descriere ca să puteți să mergeți să verificați singur ce nuanță v-ar plăcea cel mai tare. Și am pierdut rujul, evident, acesta ar fi, gama este tot Power Stay, Liquid Stain, să vedem cum îl desfacem din cutiuță. Toate cutiuțele știți că reușesc să le rup. Bine că nu am reușit să îmi păstrez unghiile intacte. Este numai bun de călătorii și vă spun asta pe testatele, pentru că este mic și ca pentru un buzunăraș. Are o cantitate de 3 ml. Și să vedem, liquid stain, să vedem dacă găsesc nuanța pe undeva, pentru că și la acesta cred că erau mai multe nuanțe pe site. A, foarte interesant. Nuanța este Kiss and Tell. Nu știu cât de bine reușiți, că nu știu cum să țin. Lumina îmi joacă feste, pentru că e basoare banor, dar e bine că mai e și soare din când în când. Ce îmi place la acest ruj este că este destul de hidratant. În sensul în care, spre deosebire de alte produse din astea care rezistă mult pe buze, acesta nu usucă, dar deloc. Se vede și pe
pe pensulica aceasta, că este foarte lichid. Acesta tot 16 ore ar trebui să reziste. Acum nu știu ce să zic despre asta, pentru că eu l-am folosit în ziua în care am călătorit la Florența și mi l-am aplicat dimineața în tren. Pe mână s-a lipit bine, nu știu cum o să-l scot de aici. Ia uitați-vă. Adică s-a lipit și stă. Și acum fac așa și nu se mai duce, ceea ce înseamnă că rezistă. Acum eu la Florența m-a bătut vântul, am avut fular, mi l-am dat dimineața în tren pe la 7 și ceva și mi l-am reaplicat undeva pe la 3-4, doar că fiind vânt și vremea aia răcuroasă, mi-am dat cu foarte mult gloss printre. Am unul de la Oriflame primit de la prietena mea Ralu, pe care l-am avut cu mine, este încă în rucsac, că n-am desfăcut toate bagajele. Și poate și de aceea s-a dus mai ușor. Habar nu am dacă în condiții de vreme mai prietenoasă rezistă. Probabil că rezistă mai bine. Oricum, îmi place nuanța. Cam atât despre produsele noi. Vi le recomand și m-aș bucura dacă ați reveni aici să-mi lăsați în comentarii impresiile voastre. Mai am încă vreo câteva produse pe care le-am comandat. De obicei, cei de la Avon au niște produse pe care dacă le comanzi nu mai plătești transportul și întotdeauna prefer să plătesc, nu știu, 16 lei, cred că era valoarea produselor, cred că acestea sunt, nu sunt sigură, dar așa cred, ori acestea. Deci erau două produse pe care, da, unul sau două produse pe care dacă le comanzi nu mai plătești transportul și decât să dau 15 lei transport, nu mai bine dau 16 lei pentru niște produse pe care le și folosesc. Cu drag, avem un lac de unghii, Gel Shine, NML 10 ml, nuanța Rosy for You. Nu cred că puteam alege o altă nuanță, era implicită cea pentru care aveai transportul gratuit, nu mai amintesc, dar oricum îmi place această nuanță și nu mai e toamnă, dar o să mă bucur de ea. Am și facturica aici pe undeva, dar cred că n-am prețurile, nu le am, așa că o să vi le las în descriere. Totalul comenzii a fost de 100 și ceva de lei, să văd dacă, nu știu, am bonulețul de la 97,06 am plătit. Apoi mai avem acest Blissfully Nourishing Hand, Elbow and Foot Cream. Mi se usucă mâinile, în special iarna, și am zis că mi-ar prinde bine o nouă cremă de mâini. Mi se usucă și călcâiele mai nou, destul de tare. Așa că asta, care poate fi aplicată pe toate zonele uscate. Ce bine se absorbe și ce fină rămâne pielea și nu e grasă. Și miroase tare, tare. Miroase așa, fin. Fin și delicat. Îmi place crema asta. Sincer, n-am mai avut. Este din gama Planet Spa with African Shea Butter. Hai să vă mai arăt un pic așa de aproape ca să puteți să o vedeți. Dar yay for me. Apoi, tot din gama Planet Spa. Planet Spa este o gamă care mie îmi place foarte mult. Din gama asta neagră, Luxuriously Refining, am la baie și folosesc de câteva ori pe săptămână o mască pentru zona ochilor, o mască gel, și îmi place, e răcoritoare. Nu știu de ce tot nimeresc măști peel-off și mie nu-mi plac măștile peel-off, îmi plac cele care se întind, dar asta e. With Black Caviar Extract, 75 de mililitri. Hai să o vedem și pe ea un pic. Nu sunt atentă când citesc, dar oricum produsele din gama asta îmi plac mult de tot. Au puternic efect anti-age. E cu caviar negru, dar nu este neagră. Ia, haideți să vedeți. Ia uitați-o. Așa arată și are niște... Asta nu cred că o să vedeți la lumina pe care o avem astăzi, oricât m-aș chinui eu. Are niște particule aurii sclipicioase. Foarte tare. Abia aștept să o folosesc. Și dacă sunteți noi aici pe canal, o să vă spun acum că în general marțea postez vloguri și în acele vloguri încerc să vă împărtășesc și din, nu știu, părerile mele despre produsele pe care tot vi le arăt
cumpărându-le și mă gândesc așa că în vlog este mult mai bine să vin cu impresii pe măsură ce evident le folosesc. Apoi, din gama Clear Skin, este o gamă pentru tenurile acneice pe care o folosim și eu și Eva de mult timp. Am două produse din această gamă. Așa, o să încep cu cel pe care îl aveam în mână. Este o mască cu cărbune, Pore and Shine Control Purifying Charcoal Mask. Asta nu mai este peel off. Măștile astea o să le folosim și eu și Eva. O mai iau eu una, eu una, eu. Le mai schimbăm și ne bucurăm amândouă de ele. Sunt foarte mulțumită în general de măștile de la Avon. Nu sunt foarte scumpe, asta evident că este neagră, că are cărbune negru. Despre cărbunele ăsta negru tot ne-am propus eu să vă povestesc mai mult de mai mult timp și o să vină și clipul ăla cândva curând, pentru că are efecte mega benefice asupra tenurilor, nu numai acelor acneice. Așa că da, o să vină. Mai avem această măscuță, Clear Skin by Avon, Blackhead Clearing Bubble Sheet Mask with Vitamin E. Deci este o mască din aceeași de tip șervețel care face spume. Cred că de asta am și luat-o. Știți că eu am avut masca aceea, o mai am încă, aceea de la Elizaveta, aceea care face spume și fâșie. Sunt foarte curioasă cum o să fie asta, dar oricum toate măștile din gama Clear Skin îmi fac bine, le folosesc de mulți ani. Am una la baie și are și Eva una cu siguranță la ea la baie. Deci, da, de asta sunt foarte, foarte curioasă, o să vedeți cât de curând. Și mai avem două produse pe bărbătești, pe care nu le-am mai încercat până acum, abia aștept să văd impresiile. Este vorba despre un gel de ras din gama Essential, bănuiesc că aceasta este gama, are cantitatea de 200 de mililitri. Prețul bun, o să vă las, așa cum am zis, prețurile în descriere. Și mai avem un, tot din gama Essential și acesta, un Aftershave Balm and Moisturizer 2 în 1. Acesta are cantitatea de 100 de mililitri. Să văd cum miroase treaba asta. Miroase fresh, miroase bine. Să sperăm că va fi pe placul domnului. Că este foarte cârcot. Nu mai ziceți la nimeni. Miroase foarte fin, foarte discret, îmi place și sper să aibă efectul dorit, să hidrateze și să lase tenul așa cum trebuie după un bărbierit. Cam astea sunt produsele, nu sunt foarte multe, dar hei, sunt drăguțe și interesante. Cele două produse noi, evident, mă bucur foarte tare că le-am primit și că am ocazia să le folosesc imediat ce au fost lansate. Să-mi scrieți în comentarii părerile voastre dacă v-au plăcut produsele pe care le-ați văzut aici la mine, dacă ați folosit ceva sau orice gânduri de ale voastre, că știți că întotdeauna vă încurajez să comunicăm, să ne apropiem, să ne cunoaștem, pentru că îmi face foarte mare plăcere acest lucru. O să ne vedem cu un clip zilele viitoare, să despachetez, să-mi revin și vin și vlogurile de călătorie, să văd cum fac să mă organizez, să le editez cât mai curând, pentru că, hei, vine luna decembrie, luna cadourilor și avem foarte multe clipuri cu tematică de Crăciun și abia aștept să le filmez, editez și împărtășesc cu voi, evident. Vă mulțumesc ca de obicei că v-ați uitat, vă doresc un weekend plăcut, pentru că o să vedeți sper să vedeți acest clip imediat, îl postez în weekend, dacă nu, orice zi, în orice zi l-ați vedea, vă doresc să aveți o zi frumoasă și vă aștept cu mare drag să reveniți aici la mine pe canal pentru celelalte videoclipuri. Vă pup, pa!